eram șoim, am primit porcăria aia portocalie. Cravata? Da. Nu, era o cămașă portocalie și da, cred că aveam și, da, o, poate aveam o fundă sau o cravată. Cumva profitam de orice ocazie să ne jucăm. De la pac-pac, ne jucam cu cornetele, cu tuburi, pocnitorile cu carbit, rachetele care le făceam în hârtie cu ac în vârful dopului topit, trăgeam la țintă, lipeam monezi de 5 lei, alea de aluminiu, le lipeam pe trotuar și stăteam și ne râdeam la 10-15 metri de oamenii care treceau săraci și încercau discret să le dezlipească cumva, adică pe toată vrei să-i dea un picior să o iei, te plecai, nu se... Dezlegat din prima că vreau să te ridici la șire să iei moneda, nu mergea chestia asta, după care încercai să-i dai un picior, nici aia nu mergea și pierdeau secunde până când îți dădeau seama că sunt urmăriți de 20-30 de copii care tot se distrau. Tu însuși erai împotriva și educai copiii, le spuneai să nu mintă, să nu fure, să fie cinstiți, să îi ajute pe ceilalți. Și sistemul te învăța să mergi pe lângă ceea ce ai învățat tu pe copiii tăi. De dublare asta. Era un lucru cu totul în neregulă. La noi, în România, avem un stil să facem aceeași treabă de nenumărate ori până când e, de fapt, făcută. Și să o refacem și să o refacem. Pentru mine, partea asta din caracterul românesc a fost un foarte mare stres întotdeauna. Deci îmi lipsește foarte mult sentimentul acela de prietenie adevărată, în care toți eram pe același nivel, spre exemplu, pentru că aveam uniforme, nu aveam voie să fim unul îmbrăcat în haine de firmă, altul mai sărac, mai... Deci eram toți la fel și eram prieteni, nu conta ce părinți aveai, deci toți eram prieteni. Profesorul de geografie, nu pot să-l uit, cel mai fain excurs era făcută de el, lecțiile de făcute de el erau interesante, dar avea o țintă omul ăla, dacă vorbeam undeva în spate, aveai toate șansele să-ți iei o cretă în cap. Nu știu cum putea să scrie la tablă și se întorcea și în momentul când se întorcea, arunca și pac, direct în capul sulei creta. Deci nu era o chestie că de data asta te-o nimerit. De fiecare dată sulei o cretă în cap. Ce-a fost rețeta succesului, aș crede, în Timișoara, că ziceam că sunt bucuros că am reușit, e că s-a ridicat poporul, lumea. Adică contra dictatorii s-au ridicat și anticomuniștii și comuniștii. Dacă aș fi tânăr, indiferent, vă spun, care ar fi sistemul opresiv, și când se ajunge la o anumită limită care presupune o degradare umană majoră, eu m-aș ridica tânără sau în vârstă, m-aș ridica împotriva acelui sistem din tot sufletul. Bună ziua! Bună... Ce te fac, mene? Dăm bună ziua de 100 de ori pe zi la... în cor, știi? La fiecare profesor? Da, nu, știi, când intră în sală, toată lumea trebuie să te ridici.